Bun găsit, dragi prieteni! La întâlnirea noastră de astăzi îl avem interlocutor pe domnul Constantin Emil Ursu, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei. Un muzeu național care de fapt înseamnă un complex de muzee, așa cum vom afla din dialogul cu domnia sa. E adevărat ce am spus, domnule Ursu? Sigur. De altfel, instituția noastră a purtat la un moment dat numele de Complexul Muzeal Bucovina, un nume neinspirat de altfel, apoi a revenit la Muzeul Bucovinei și începând cu anul 2020 la Muzeul Național al Bucovinei. Ce înseamnă Muzeul Național al Bucovinei în anul 2022? Muzeul Național Bucovinei este unul din cei mai importanți operatori economici din România. În Moldova suntem la concurență, să spun așa, cu Iașu. Noi în acest moment gestionăm 17 imobile. Între acestea, Cetatea de Scaun, sigur, Muzeul Satului Bucovinean, deci un muzeu în aer liber. Bineînțeles, două laboratoare de conservare-restaurare, încă în această zonă avem laboratoare foarte serioase și, bineînțeles, o serie de muzee în Suceava și în județ. Vorbesc de orașul Siret, vorbesc de Solca, de Bilca, de Udeș, de Mălini, de Stup, ca se înțelege. Muzee și case memoriale care, per total, dacă doreți, pot transmite o imagine a ceea ce înseamnă Bucovina. Respectiv, tradiții, istorie. Înseamnă istorie, înseamnă tradiție, înseamnă civilizație, cultură și artă. Pentru că vorbeam de casele memoriale. Vezi, noastră, Bucovina s-a impus în ultimii ani, cel puțin în ultimii 15 ani, ca o zonă care încă mai păstrează lumea tradițională. Fie că vorbim de obiceiuri de iarnă sau obiceiuri pascale, fie că știu, mai discutăm de nunți tradiționale, dar în același timp Bucovina a fost o zonă care a dat nume importante pentru cultura română și nu numai română, cultura europeană într-un sens mai larg, sau a fost o zonă care a reprezentat, dacă doriți așa, pentru anumite perioade, casa unor personalități importante. Mihail Sadoveanu, spre exemplu, este legat și de Fălticeni, nu? Celebra Nada Florilor, Dumbrava Minunată, este la Fălticeni. Nu este un scriitor bucovinean, dar este legat de zonă. Apoi vorbim de Nicolae Labiș, da? Vorbim de Eminescu, mă rog, și are o bârșia în Bucovina, chiar în Bucovina istorică. Vorbim, bineînțeles, de Ciprian Porumbescu. Vorbim însă în același timp de istorie și nu întâmplător, zona are 8 monumente UNESCO, este vorba de ctitorii medievale de la Ștefan cel Mare până la Movilești, se încheie seria cu Sucevița, ctitorii înnobilate cu excepția Suceviței de Petru Rareș. Petru Rareș și epoca care a reprezentat, dacă doriți așa, o strălucire în ceea ce privește arta murală, pictura murală în zonă. Este o zonă interesantă din foarte multe puncte de vedere. Noi mereu spunem că e o zonă diferită de restul României, fiecare zonă este diferită de restul României, începând cu, dacă doriți, contextul meteorologic. Întotdeauna sunt microclimate și Bucovina are un astfel de microclimat. La noi tot timpul culoarea verde domină, este o zonă cu două treimi pădure și în consecință cu conifere, în consecință cu verde tot timpul anului. De altfel, nu întâmplător, Paul Celan, întrebat fiind care crede el că ar fi culoarea Bucovinei, a spus verde. Este un muzeu național. Acest rang de național, ce v-a adus? Ce responsabilități poate aveți în plus acum? Responsabilitățile sunt aceleași.
Noi însă am făcut altceva. Noi am încercat să creștem, mă rog, de la perioadă la perioadă, fie restaurând și, dacă doriți așa, îmbunătățind, crescând anumite segmente, cum ar fi, spre exemplu, laboratorul zonal de restaurare, care, ca spațiu, cred că s-a triplat, sau cum ar fi, știu eu, cetatea de scaun a Sucevei, care a căpătat prima sa expoziție permanentă, fie am încercat să aducem muzee noi. Avem deja obținut spațiu pentru muzeul de artă, avem deja imobilul pentru un muzeu de artă sacră. Este, îndrăznesc să spun, primul muzeu de acest gen din România. Există și un muzeu de artă sacră aflat sub biserică, dar el este de artă ortodoxă. Noi îl dorim de artă sacră. Sacralitatea se manifestă, o putem vedea foarte bine, din preistorie până în perioada contemporană, la ortodox, la, știu eu, iudaici, la islam și așa mai departe, în islam. Ori conceptul de artă sacră trebuie să privească diversele civilizații. Cam așa ne gândim noi că va arăta muzeul de la Fălticeni, un imobil nu foarte mare, care însă are de asemenea importanță istorică, a fost consulat austriac în Fălticeni. Ei bine, Muzeul Satului Bucovinean, un muzeu foarte tânăr, care anual crește, mai mult sau mai puțin, de la an la an, evident, însă mereu am adăugat câte ceva, sigur, mai este mult de lucru acolo, dar sperăm într-un timp rezonabil să putem să deschidem întreg perimetru. Și care înseamnă un spectacol pentru generațiile tinere care cunosc mai puțin lumea satului, construcțiile din lumea deja satului. Înseamnă mai mult decât spectacol, înseamnă, dacă doriți, așa și motiv de, hai să nu spun meditație, de întrebări, pentru că deja s-a produs o ruptură foarte adâncă, o ruptură decisivă între ceea ce înseamnă lumea satului, pe care o știm noi începând de la Creangă și, știu, continuând cu anii 80, sau începutul anilor 90 chiar, și lumea urbană contemporană cu tineri care n-au fost decât în trecere printr-un sat, n-au oprit niciodată într-o gospodărie. N-au avut bunici, n-au avut sau bunici, exact, părinți în sat. Exact. Sau și mai grav, au crescut prin Italia, prin Spania, știu eu, prin Germania, vin astăzi la rude și sunt foarte impresionați de civilizația lemnului. În principal vorbim de o zonă care, în primul rând, prezintă această civilizație a lemnului. Ei bine, Muzeul Satului a mai devenit, să-i spunem așa, sigur, cu ghilimelele de rigoare, platou de filmare pentru diverse evenimente. Oamenii se interesează, se documentează, vor să-și facă fotografii, filmări și așa mai departe în Muzeul Satului și uneori asistăm la adevărate filme documentare. Ceea ce este interesant. Și eu cred că este important acest fapt că oamenii caută obârșia, doresc să se asocieze imaginea lor cu imaginea satului tradițional. La nivel european, inclusiv nu Germania cu Heimatul ei, încearcă să se întoarcă la valorile tradiționale. Sigur, România are un avantaj major în acest sens, pentru că în România această veche lume încă mai există. Eu am spus în mai multe rânduri faptul că dacă ar fi de gândit un brand de țară, sigur, specialiștii trebuie să se ocupe de acest lucru, însă aș merge pe ideea că în România încă mai poți trăi două secole în același timp. Poți trăi secolul XIX, începutul secolului XX, cu, știu, lumea aceea, cu căruța, cu transportul, atelajele tradiționale, cu mămăligă, cu cuptorul de pâine, în sfârșit cu muncile câmpului, și în același timp, în acea căruță, poți să-ți folosești laptopul, telefonul mobil, tableta și așa mai departe. Pentru a intra pe online, da. Ai internet, etc. Lucrul acesta nu se mai poate întâmpla în Germania. Nu se mai poate întâmpla în Franța, nu se mai poate întâmpla în Anglia și așa mai departe. Din păcate, noi nu suntem atât de interesați de o lume care ușor, ușor moare,
Evident, și noi ne îndreptăm spre această lume globalizată cu tot ce înseamnă ea beneficii, dar mai ales pierderi. Globalizarea, din păcate, duce la omogenizare, iar omogenizarea, vrei nu vrei, duce la ștergerea identității. Există, de altfel, această discuție și o văd frecvent în presă, vorbesc de presa națională. Domne, mi-e rușine să fiu român. De ce? De ce? Eu provin dintr-o lume care încă mai păstrează, iar noi, ca generații, încă mai putem afla, fără să învățăm teorie, încă mai putem afla practic. Ce a însemnat secolul XIX. E un mare lucru, o mare posibilitate. Discutam recent cu doamna Florica Zaharia, dânsa a fost conservatorul, a fost șeful departamentului de conservare de la Metropolitan Muzeul Mofar, însă a păstrat legătura permanent cu România. Și discuteam cu ea despre îmbrăcăminte și tehnologii pierdute. Nu mai știm cum să lucrăm cu cânepa, nu mai știm cum să lucrăm cu inul, nu mai știm cum să lucrăm cu lâna, stânile noastre dau foc la lână sau o aruncă pur și simplu. În schimb, știm să folosim plasticul. Ei, la nivel global, mă uit că deja discutând de ecologie, nu, se pune mare accent pe reducerea cantităților de plastic și ajungem inerent și la fibră. Ori noi încă mai avem bătrâne care astăzi au 70-80 de ani, care încă mai știu cum se folosește, de la furca de tors până la celebre stative. Sigur, nu vom lucra astăzi cu stative, sunt mașini de dar produsul natural, ce facem cu el? Frecvent auzim, noi trăim aici într-o zonă turistică, și frecvent auzim, domnule, are mâncarea gust. Păi sigur că are gust, pentru că încă mai sunt oameni care în mediul rural au grădini de legume, știu eu, au grădini cu diverse produse, cartofi și mai departe, mai cresc animale vrând nevrând în mediul natural, zona montană, spre exemplu, e plină de, să spunem așa, grupe de vite care pasc liber, în sfârșit, în natură. Sunt lucruri, sunt beneficii. Cetățeanul care este imigrant are alt sentiment, oricât s-ar chinui, nu știu, comunitatea să-l integreze, el rămâne toată viața imigrant. Aici nu mai ești imigrant, aici ești majoritar. Da. E un alt sentiment. Bun, ce legătură are asta cu muzeul? Are, pentru că mai ales în perioada concediilor, și vorbim de lunile iulie-august, concediilor din exterior, sunt foarte mulți tineri care poposesc în județul Suceava. Care se întorc acasă în concediu, se întorc copiilor, iar copiilor vin la noi la muzee, la diversele ateliere educaționale. Fie că vorbim de muzeul satului și, mă rog, de meșteșuguri mai vechi, fie că vorbim de cetate, fie că vorbim de muzeul de istorie. Nu o să vă vină a crede, bun, noi facem de ceva ani acest lucru, avem o manifestare din asta educațională legată de scris. Și, sincer, inițial am fost personal sceptic. Scrisul de mână. Scrisul de mână. Am fost sceptic pentru că nu mi-am dat seama că în școala românească nu se mai face caligrafie. Ei, am avut în fiecare an solicitări mai multe decât locuri. Și a trebuit să multiplicăm numărul de grupe, în sfârșit să facem dimineața și după amiaza, în așa fel încât ceea ce să e o mulțumim. Satisfacție, un motiv de satisfacție. Bineînțeles. Apoi discutăm de evenimentele mari de peste vară, fiind vorba de o zonă turistică, avem și o astfel de agendă, se înțelege. Noi încercăm să satisfacem cât mai multe gusturi culturale. Ei, sunt și evenimente de masă care, sigur că au rațiuni legate de promovarea monumentului, de promovarea culturii și așa mai departe. Dar și de interesul diferitelor categorii de participanți. Sunt localnicii, sunt turiștii din țară, sunt turiștii străini, din afara țării, exact. Străinii, da. Ei, spre exemplu, cu toată pandemia, în 2021, în luna august, noi am avut cu bilet 103.000 vizitatori. În luna august. Doar în luna august, da.
ceea ce într-un an de pandemie spune foarte mult. E o cifră rezonabilă. E o cifră rezonabilă. Apoi a existat o perioadă neagră, începând cu 6 octombrie, când intrarea muzeie se făcea cu acel certificat de vaccinare, certificat verde. În județul cu cea mai slabă vaccinare, vă dați seama că a fost un dezastru pentru noi. Imediat ce acest lucru n-a mai fost valabil, începând cu ianuarie, vizitatorii au revenit în muzee. Și când spun vizitatorii, nu vorbesc de clasele de elevi. Sunt foarte importante și e un lucru meritoriu. Dar eu vorbesc de vizitatori individuali. 2, 3, 5, cu familia. Sigur, muzeele în aer liber sunt cele mai vizitate, dar în același timp și Muzeul de Istorie sau Muzeul de Științele Naturii sau, știu, Muzeul de la Stupa Ciprian Porumbescu își are fiecare publicul propriu. Să ajungem la marile proiecte pe care vi le propuneți în anul 2022. În 2022 vorbim de trei proiecte de investiții foarte importante. Încep cu Muzeul de Istorie de la Siret, care, între altele, are și un memorial al Holocaustului. Este, dacă doriți, o mică reparație morală pentru drama care s-a întâmplat în Bucovina. Eu nu mă simt vinovat pentru ce s-a întâmplat, nu eram născut atunci. Însă, în același timp, istoria, din păcate, nu mai putem modifica și, în consecință, trebuie să ne asumăm. În acest moment, Muzeul de la Siret se află într-un amplu proces de restaurare și, sigur, reorganizare a expoziției permanente. Și vă spuneam, va fi un muzeu de istorie doar? Muzeul de istorie Siret cu un memorial al Holocaustului. Sigur că accentul va fi pus pe comunitatea evrească din Bucovina. Apoi vorbim de documentațiile tehnice la nivel de proiect tehnic, studii și expertize pentru Muzeul de Artă și pentru Cetatea de Scaun. Vorbim de cea de-a doua etapă a Cetății de Scaun. Aceasta a beneficiat de un amplu proiect de restaurare între 2010-2015, dar a reprezentat doar prima etapă. Într-o a doua etapă, sigur, după ce această documentație va fi finalizată și vor începe lucrările, practic se vor finaliza, să spun, și marile probleme ale cetății. Problemele niciodată nu se vor sfârși, pentru că sunt ceva e un monument, sute de ani. Și ca orice monument, e un bătrân ce mereu trebuie îngrijit. Dar marile probleme sperăm că se vor realiza, rezolva. Se va acționa asupra construcției sau da. Vor mai apărea da. Și păi, alte elemente? În primul elemente. Rând se va restaura contraescarpa. Apoi se vor chituii toate zidurile la interior și la exterior. Este o operațiune absolut importantă. Astăzi avem mari probleme din această cauză. Se va schimba podul, se va restaura pulberăria, sigur, o serie de chestiuni tehnice, instalații, echipamente, balustrada, și așa mai departe. La nivelul evenimentelor, anul acesta, câteva mari evenimente, pentru că suntem într-o expoziție de artă plastică, am să încep evident cu arta plastică, vorbim de două importante expoziții, pe lângă, sigur, multe altele, Ioan Nemțoi, sticlă, și Virgil Parghel, pictură. Virgil Parghel, practic, deschide la Suceava o expoziție donație. Toată expoziția va intra în colecțiile muzeului nostru. Apoi, istorie. Vorbim de o expoziție dedicată lui Nicolae Titulescu, o colaborare cu Muzeul Olteniei. De asemenea, o colaborare cu Muzeul Național Peleș, o expoziție dedicată lui Carol al II-lea, un rege, din păcate, prost înțeles și, sigur, despre care se discută foarte puțin în sens pozitiv, păcat. Și, de asemenea, o expoziție care e mai mult decât expoziția, este, dacă doriți, o documentare cu expoziție. Proiectul este început de mai mulți ani, despre o expediție rusească care a fost prezentă în Bucovina între 1916-1918, care a făcut peste 400 de fotografii, sigur, notații,
Toate acele fotografii și, sigur, și notațiile sunt inedite și sunt de mare interes pentru zonă. Se va scoate și un album și, evident, vom deschide și o expoziție cu acele fotografii. Discutând de proiectele foarte mari, evident, sunt multe alte expoziții, n-aș spune neapărat mai mici, cu durate mai scurte, variate, istorie, etnografie, se înțelege, artă. Încercați să ajungeți prin diverse acțiuni și în școli, să atrageți adolescenții în miezul acestor evenimente, dincolo, sigur, de atelierele de peste vară de care ați amintit? Bineînțeles că da. Noi avem de câțiva ani un proiect expozițional pentru școlile rurale și avem un număr, în fiecare an îmbunătățim acest număr, un număr de și scoatem din uz alte expoziții, un număr de expoziții care circulă prin școlile din județ. Noi asigurăm toate cheltuielile ocazionate de deplasare, în sfârșit de montaj și așa mai departe. Încercăm în felul acesta să atragem atenția că există muzee, că ele trebuie vizitate, că sunt interesante și că ele reflectă cu patrimoniu ceea ce înseamnă istorie locală, regională, națională și de multe ori internațională. Un lucru foarte important, muzeele au marele avantaj de a avea piesa originală. Practic este motivul pentru care nu au dispărut nicăieri în lume, pentru că altfel mall-urile rezolvau această problemă și muzeele se închideau. Ei bine, noi avem piesa originală, iar legislațiile naționale până în acest moment permit depozitarea și gestionarea acestui patrimoniu doar de către instituții specializate. Periodic deschideți ușile patrimoniului? E normal, de altfel nu doar noi. General, muzeile nu expun mai mult de 1-2% din ceea ce au, cu mici excepții. Spre exemplu, Muzeul de Artă Ion Irimescu de la Fălticeni, bineînțeles că are în expoziția permanentă marea parte a lucrărilor de sculptură. În cazul muzeilor de tipul nostru, cu depozite foarte largi și cu piese foarte multe, nici 1% nu se află în expozițiile permanente. Nu ai cum. Și atunci, periodic, modificăm sau, știu, îmbunătățim și expozițiile permanente, dar propunem publicului expoziții temporare cu piese din patrimoniu propriu. Una care se va deschide în 12 aprilie este dedicată urcării pe tron a voievodului Ștefan cel Mare. Anul acesta se împlinesc 565 de ani. O expoziție organizată de noi împreună cu Arhivele Naționale de la București, Arhivele Naționale de la Iași, foarte generoase, Arhivele Ieșene și, sigur, Arhivele de la Suceava, la care se adaugă, bineînțeles, și Muzeul Național de Istoria României. O expoziție de documente de acest fel la Suceava în ultimii 30 de ani n-a mai fost organizată. Muzeul nostru are un patrimoniu important în acest sens. Noi avem 7 documente originale de epocă Ștefan cel Mare cu pecete, în sfârșit documente care se află într-o stare de conservare foarte bună. Este foarte mult. Este foarte mult. Și încercăm cu acest efort comun, pe lângă expoziție, să edităm și un catalog al acestor documente. Domnule director Constantin Emilusu, vă mulțumim pentru această deschidere spre muzeologie și vă dorim să aveți piese, cum spuneați, originale, tot mai numeroase, dar și turiști mulți și localnici mulți care să vă treacă pragul și să le admire. Știți, toată lumea muncește, mă rog, e, dacă doriți, problema lumii contemporane. Eu însă mereu întreb cu sufletul ce facem, pentru că vrem, nu vrem, munca este foarte bună până la un punct. Dacă nu ai grijă de suflet, nu te mai poți împlini nici muncind.